Lentila de contact cu Stelian Tănase. Bun găsit, dragi prieteni, Radio Classic, Des Report, Lentila de contact, Stelian Tănase, pastila săptămânii. Din volumul Repertoarul amorului, bestseller atunci când a apărut, s-au vândut 20.000 de exemplare, voi citi o poveste de dragoste a lui Nicolae Bălcescu. Nu este așa cum ați învățat în manualele școlare, e destul de diferită și poate mai tristă. Bălcescu s-a născut în 1819 la București, pe unde este astăzi Biserica Italiană. Drumurile copilăriei și adolescenței l-au purtat la Biserica Boteanu, din apropiere, peste drum de gospodăria familiei, bulevardul Magheru nu era trasat, ulițele mergeau în sens invers. Alt popas al lui era la școala Sfântul Sava, absolvită în 1835, care era în capul străzii, pe mâna stângă, unde este astăzi statuia lui Mihai Viteazu. Era al patrulea copil al cuplului Zinca Bălcescu și Barbu Petrescu. Toți copiii, Costache, Maria, Sevastița, Nicolae și Barbu, au luat numele mamei după o moșioară în satul Bălcești, care există și azi. Bălcescu a rămas orfan de tată încă de la vârsta de 5 ani. În 1838 a intrat în armată, care abia se înființase atunci, ca iuncăr. În 1840 a fost arestat împreună cu un grup de răzvrătiți, un grup de conspiratori condus de Dimitrie Filipescu și acuzat de un complot care viza răsturnarea domnitorului Alexandru Ghica. Condamnat la 3 ani, a fost depus la mănăstirea Mărginen, unde s-a și îmbolnăvit de tuberculoză, boală fatală în acele timpuri. A fost eliberat în 1842 după schimbarea domnului de către Gheorghe Bibescu. Luxița Florescu s-a născut în 1916. Dacă ne uităm, era cu 3 ani mai în vârstă decât Nicolae Bălcescu, tot la București, în Mahalaua Scorțarului, pe malul drept al Dâmboviței, pe lângă Biserica Sfântul Spiridon. Este și astăzi. Era fiica marelui Agă Iordache Florescu și al Anicăi Șuțu. Luxița Florescu a fost căsătorită de părinți, minoră fiind, cu un ofițer rus din trupele staționate în Principate, porucicul Filip Krijanovski. Dar căsătoria n-a mers, ca multe căsătorii aranjate, s-a destrămat în 1836. Începutul poveștii de iubire dintre Nicolae Bălcescu și Luxița Florescu datează din perioada imediat următoare eliberării lui de la Mărgineni, deci 1842, și a întoarcerii lui la București. În anul 1844, Bălcescu pleacă în străinătate pentru cercetări și studii istorice, dar și pentru politică și activități masonice, să spunem că era mason, un mason pasionat, și a plecat în Europa tocmai pentru inițiere. Luxița îl urmează prin Europa după un timp. Sunt semnalați în Italia. Bălcescu deja își căuta sănătatea pentru că aflase că suferă de tuberculoză, se duc la Pisa, la Livorno, la Neapole. În 1847 îi scrie Luxiței Florescu întoarsă acasă, la București. Parisul e pustiu fără tine. Ești singura femeie pe care o iubesc. Nu mă voi întoarce în România decât dacă voi avea certitudinea reîntâlnirii cu tine. Am nevoie disperată de tine. Este evident scrisoarea unui bărbat îndrăgostit. În 1848 îl găsim pe Bălcescu la Paris. Aici participă la Revoluția din februarie, care duce la înlăturarea regelui lui Filip. Bălcescu este entuziasmat de Revoluție și vede drumul pe care trebuie să o ia țările române. Propagă Revoluția și acasă, ca soluție pentru situația semifeudală a țărilor române, a principatelor. Luxița Florescu era însărcinată și naște în mai 1848 la Budapesta un fiu, Bonifaciu. Copilul nu va fi recunoscut de familia Luxiței, nici de Bălcescu, care nu a dorit să-i dea numele lui. Va fi adoptat de mamă, totuși, 10 ani mai târziu, în 1858. Deci numele lui pe care îl cunoaștem este Bonifaciu Florescu. Profesor a fost la București. Evenimente revoluționare și activitatea lui Bălcescu în Țara Românească din primăvara anului 1848
se cunosc. Și nu vreau să insist. Din toamnă, colindă prin Europa, despărțit de Luxița, Florescu, mama copilului și iubita lui. Conspiră pentru o nouă revoluție cu mai mulți soți de izbândă de tata asta. Tuberculoza însă se agrava, știa că este condamnat, boala pe vremea aceea nu avea leac. A renunțat la un moment dat la activitatea politică, fiind bolnav, dar și dezamăgit și mâhnit de conflictele permanente dintre exilații români. S-a consacrat cercetării istorice și masoneriei, de care era din ce în ce mai legat. A redactat Românii sub Mihai Voivod Viteazu, pe care din nefericire n-a apucat să o vadă publicată. A apărut abia postum sub îngrijirea lui Alexandru Odobescu. Și cu el o să avem o poveste de dragoste într-un episod viitor. Slăbit de boală, s-a stabilit la Paris în 1951 în primăvară, apoi la Hier, însoțit de sora lui Sevastița, dar și de Maria Cantacuzino, al cărui rol pe lângă Bălcescu nu-l cunoaștem prea bine. Dacă mai ia după unele scrisori, pare să fi fost o iubită a lui. Dar amintirea este încă vagă. N-avem documentele trebuincioase. La sfârșitul lui aprilie 1852, Bălcescu pornește spre Constantinopol. La 8 septembrie trece Dunărea pe malul stâng, la turnul Măgurele, unde pentru câteva ceasuri se întâlnește cu Zinca Bălcescu și două dintre surori. Zinca Bălcescu era mama lui. Trebuie să plece înapoi, deși spera să rămână mai mult timp. Domnitorul Barbu Știrbei nu-i permite să treacă, să rămână în țară de teama rușilor, care supravegheau totul și erau ostili, foarte ostili, pașoptiștilor, care ceruseră, să ne amintim, în 1848, desființarea regulamentelor organice, care era invenția lor. Un aspect interesant este că Luxița Florescu nu participă la întâlnire și nu știm de ce. E destul de plauzibil că Bălcescu ar fi vrut să-și vadă pentru prima dată copilul, lucru care nu s-a întâmplat. O lună mai târziu, în octombrie, Bălcescu se îndreaptă spre Italia, trece prin Neapole, se oprește la Palermo în 17 octombrie 1952, închiriază o cameră în hotelul, în cel mai bun hotel, ala Trinacria, de pe Via Butera, aproape de port. Aici locuise într-o vreme și Garibaldi. Primește camera 26 la etajele superioare, o cameră modestă, spun asta pentru că s-a făcut caz de faptul că el, deși era exilat, sărac, bolnav, ar fi stat într-un hotel de lux. Da, dar și acest hotel, în funcție de etaj, avea un anumit standard. Ori el stă sus în niște camere sărăcăcease. Agonia se declanșează din prima zi a șederii lui la Palermo. Continuă să-și aștepte prietenii, cărora le scrie înfrigurat să vină să-l vadă pentru ultima dată. Nici Dimitrie Brătianu, cu care era foarte apropiat, nici frații Golescu, nici Ion Ghica nu dau curs invitație. Să ne amintim, Ion Ghica era prietenul lui din copilărie. Amândoi făcuseră la Sfântul Sava. Toți îi trimit scrisori în care arată că alte obligații îi rețin la Londra, la Paris, la Constantinopol. O singurătate, nu? Luxița Florescu și Maria Cantacuzino trimis și ele explicații odată cu refuzul de a călători la Palermo să-l vadă pe muribundul Bălcescu. Iată un fragment din ultima scrisoare a Luxiței Florescu, care din fericire s-a păstrat, putem să o cităm astăzi. Am aflat că ești în Sicilia la Palermo, îi scrie Luxița, ca să petreci iarna și nu știu însă de mai ai vreun prieten care să poată veni la tine. Cu siguranță acest fapt te chinuiește amarnic. Știa că îl chinuiește amarnic singurătatea, dar n-a venit să-l vadă, Luxița. Cu câtă mulțumire aș primi suferințele tale să te văd scăpat de ele. Eu, Bonifaciu și toți ai mei, adică eu, copilul și toți ai mei, familia ei, suntem sănătoși și toți îți trimit complimente. Mulțumesc frumos, nu? Bonifaciu își sărută mâna și eu, prietenul meu, te sărut de mii de ori. Acum e prieten, deci nu mai e iubit. Te sărut de mii de ori și te rog acum ca întotdeauna să mă crezi a ta bună prietenă. Era un adio, cu siguranță. E găsit mort la 29 noiembrie 1852 în cămăruța lui de la hotelul Trinacria. Avea doar 33 de ani. A fost înmormântat a doua zi în cimitirul mănăstirii Capucinilor. A murit singur, părăsit de toți ai lui. O tristeță.
Aceasta a fost povestea sfârșitului lui Nicolae Bălcescu și iubirea lui cu Luxița Florescu, care a avut și un copil, Bonifaciu. Repertoarul amorului, iată, de aici am extras această tristă poveste. Ne întâlnim săptămâna viitoare pentru noi povești de dragoste. Stelian Tănase, pe curând!